Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este organizată în fiecare an într-un cadru festiv în mai multe localități ale județului. Deși sărbătoarea este marcată astăzi, 1 octombrie, în alte localități ale județului, Ziua Vârstnicilor a fost sărbătorită în avans. La Rovinar, de exemplu, pensionarii au petrecut de ziua lor la sfârșitul săptămânii trecute, evenimentul dedicat acestora desfășurându-se la sala sporturilor din oraș. Autoritățile locale au distribuit 450 de invitații, suma alocată de la buget fiind de peste 40.000 de lei. Pensionarii din Târgu Jiu au și ei ocazia astăzi să marcheze Ziua Vârstnicilor. Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei Târgu Jiu, Ana Maria Iang, și autoritățile locale de aici vor organiza Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, în cadrul căreia va avea loc și o masă festivă, la care este estimată participarea a 1.500 de persoane. Noi am pus la dispoziția oamenilor de pe raza municipiului 1.500 de invitații ce au fost ridicate de la cluburile vârstei a treia situată pe strada Olteniței și pe strada Mioriței, dar și prin intermediul ligilor și asociațiilor de pensionari legal constituite pe raza municipiului Târgu Jiu. Criteriile de acordare a acestor invitații au fost ca vârsta minimă să fie de 60 de ani, iar domiciliul să fie în Târgu Jiu. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice se celebrează în fiecare an pe data de 1 octombrie și reprezintă un prilej de apreciere a celor ajunși în această etapă a vieții.